Deci la desfășurarea ședinței mai de data de astăzi, 20 decembrie 2017. Ce dacă vă spun secretar pentru a mai veche o prezență? Dintr-un număr de 11 consilieri, sunt prezenți 10 consilieri. Lipsește domnul Argatu Vasile. În consecință, putem proceda la lucrările ședinței. În continuare, dacă vă spun domnul secretar, pentru a spune la vot procesul de la ședinței anterioare, din 27 ianuarie 2017. Există obiecții cu privire la procesul verbal al ședinței anterioare? Nu. Nu? Atunci vă rog să supuneți la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Da? Unanimitate de voturi pentru. Deci mai departe. Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru servicii publice, altele decât cele de alimentare, cu apă potabilă și canalizare. Scris aici cele tras. Da. Am primit o adresă de la Adit Bașo, prin care solicită să retragem proiectul de ordinea de zi, din cauza că mai au de făcut câteva rectificări la actele pe care le-au transmis, așa că nu va mai fi supus la vot în ședința de astăzi. Primul proiect, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local al Comunei Sărătate în restul 2017. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Sărătate în perioada 2014-2020. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate de votare. Aici, la punctul 4, nu aveam un proiect, dar e din 2014, poate e completarea proiectului. Nu, e strategia la, care a fost aprobată da. Atunci, acum se aprobă prin hotărâre de Consiliu, că nu există hotărâre de Consiliu. Nu a venit acolo controlul, nu a venit acolo. Din Consiliu, am trecut în Consiliu. Doamna primar, solicită suplimentarea ordinei de zi cu 5 proiecte de hotărâre, fiind următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuțiilor și regulamentului de funcționare a compartimentelor comunitare în domeniul public și privat, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sărata. Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate prin raportul de control al secției procesului județului Bacău numărul 1 din 2 a 10-a. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL Sărata din numărul 12 din 23-a 3-a 2006. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Sărata. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poluării și agresiei perioada de iarnă 2017-2018. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru. Primul proiect. Deci primul proiect de hotărâre cu noile tarife, doamna primar dorește să-l retragă de pe ordinea de zi, nu vă mai supune la vot. Când vor veni actualizări, va fi repus în discuția consiliului. A fost discutat cu comisie. Da. A fost discutat cu comisie, erau niște indicatori. Da, și probabil că n-au ajuns la un proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție al bugetului local pentru 2023. Mi-a prezentat doamna secretar, doamna contabilă. Supuneți la vot. Cine este pentru? Unanimitate de votări. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. La proiectul de hotărâre se mai adaugă referatul suplimentar al doamnei contabile, care l-am discutat în ședința cu da. Proiectul numărul, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de votul pentru. Proiectul numărul 4. Proiectul hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei pentru 2014-2020. Întrebări? Cred
Unanimitate de vot chiar. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuțiilor și regulamentului de funcționare a compartimentului administrării domeniului public și privat, atribuții publice din cadrul aparatului de specialitate. Întrebări? Mi-a prezentat în comisie, domnul secretar. Da. Regulament? Domnul Șenchea, cred că nu era, când se aprobă documentațiile pentru proiectul pentru excavator. Pentru grupul de vechi. Ce vizează el de excavator? Ce vizează el de excavator? Am ținut să pun pe el. Eu l-aș pune... Mă simpate atunci cu ea, subreiați. O subreiați pe visul, da. Păi e bine, știi de ce? Dacă îl luam de atunci, sunt vechi acum. Așa, îl luam de atunci. Asta da, e o diferență. Trebuie să-l luăm de romenic. E nou. E nou, dar nu-l... Nu aveam 8 ani. Să-l vedem. Dacă trebuie, folosul comunității. Durează. Era necesar. Da, deci punem la vot. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind adoptarea programului de măsuri pentru măsurarea de eficiență cu masatate prin aspectul de control al instituției publicului. Ceea ce ne spunea și domnul secretar, nu? Da. Înființarea acelor registri pentru... Deci au fost înființate de registre de audiențe și dumneavoastră o să vă rog să aveți în vedere să depuneți anual la postul de activitate, precum și să înregistrați la noi la audiențele pe care... 34 suntem noi, din cele 18... Am două. Așa? Și eu am una. Da, da, caietul. Puneți la dispoziție un caiet pe care să-ți spunea registru. La ședința de comisie. La doamna Mirela sau la doamna Mădălina în față este registru de audiențe în care puteți înregistra, iar dacă cetățenii au avut o petiție, o cerere, ceva, v-au lăsat în timpul audienței, puteți să o depuneți și pe aceea. Da, da. Să înregistrează totul. Da. Aici un termen sau deja e permanent? E permanent termenul, da. Adică... Și rapoartele de activitate. Cine este pentru? Unanimitate de vot. Proiectul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei HCL din numărul 12 din 23.03.2006. Este vorba de statutul comunii, care a fost actualizat pentru administrația actuală. Unanimitate de vot. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate de arhitectură. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea încălzirii, corelii și gheții pentru iarna 2017-2018. Întrebări, discuții? Și ce ne propuneți?
propun, deocamdată suntem un domn din SEA, care vine pentru cea mai bună. Aici pentru, da. La comitetul... Nu vezi la cea mai bună, da. E normal, dacă... Da. Așa să deschideți un pic. Care sunt propunerile de consilieri locali care să, fac parte, să facă parte din comandamentul local? Patru desemnări, dar trebuie să faceți. Nu pe zone, pe sectoare, ca să... Nu fost așa. Spectacul este... Asta arată domnul Bălan. Este la Paris. Gabriel Domnul Tatăl. Și Bulevardul Cunăstare. Ce-i de pe dealul nou? Pe aici, partea de jos, tu. El e peste tot. Eu sunt peste tot. El e trecut. El e trecut, mi-e Mabel, nu? Deci, Enache Constantin și Eica Gabriela. Și Eica, ne-a trebuit, dar... Păi, ne-a trebuit. Poți să mă propun eu? Bălani. Poate aici e pe zona... Bine. Dar tu vreți să mai propuneți un consiliu? Mergem după Nea Toader, la Bacău. Și noi avem, da, la Fabăr, da, și la Fabăr, da, și la Fabăr, și domnul Câmpianu. Și domnul Câmpianu Teodor? Da. Maria Câmpanu, poate să vedeți și eu. Da. Eu circul în fiecare zi și... Da. Care reprezentant de zonă, până urmă? Nu știți, dacă sunt probleme, eu cred că vă sună. Da. Am rămas în urmărit și... Și mi-am uitat lanțurile acasă și îmi lăpăt zâga. Și că auzi cum ziua nu vrea să se prezintă. Da, și n-a schimbat. Dar deci vor fi aceleași locuri. Insulinul și din zăpada din foarte când era de cu... Disipului, nu? Aceleași locuri. Da, e ca același. Așa pară dreptul. Da. Făceam de zăpeză din cea din zăpada în poartă. Dacă tot suntem la subiectul ăsta să mai completez ceva, poate cei de la Ioani mai anunță și pe noi, că îmi întrerup curentul, ce program au, mai întrerupă așa Iulia sau... De obicei dădea un deșteptare acum, da? După ce întrerupea. Nu, dar măcar să știu. Poți să întrerupe. Asta e diversic, domnul Cenca, nu la polei. Nu, era doar... Păi, are legătură, pentru că nu știu. Dar ce, acum ai trebuit și polei? Să punem la vot proiectul, să ajutăm la diversic. Cine este pentru? Materialul a federat PAM. Stați un pic, oare, domnul Iedache. Omului liberea bună. Sigur că da, nu. Păi după ce așa în societatea în care știi că trebuie să aducem să depozităm tonii de materiale de anti de la PAM și nu le folosim. Adică nu văd așa. Bun, aducem ei școlă, dar nici chiar să aducem cantități foarte mari. Poate nu o să fie nevoie. Nu poate să vă leu înapoi cum să folosim. Câștigă licitația, face și dotarea cu nu aducem noi materiale. Societatea care va câștiga licitații, nu? Că ei, trebuie să ei, se ocupă de toate. Bun, felicitabilit. Deja mai ieși acum de anul trecut, cum să... Da, să-mi iei. Felicitabilit. Deci, de la Părinților l-am luat și l-am dus la iepurare, ca să... așa? Da, să arată la mântură, știa? Ia, nu aduce pe 100 de cum. Nu are să ceasă. Nu a fost... Probabil că după ce ți termină proiectul, termen cel mai scurt o să fii și licitația, nu? Până... Da, sigur. Până da, iarna. Deja am primit adresa de lucrături care trebuie să încheie contractul cât mai repede. Deci până la intrarea anterioară de iarna să fie contractul făcut de... De la sfârșitul octombrie. Păi da, întâi vreme ne trebuie în perioada de iarna. Alte întrebări? Ne rămurim la acest proiect? Spunem la vot. Cine este acolo? Unanimitate din votul acesta, da? Fiind epuizate proiectele de hotărâre pe ordine de zi și documentare, trecem la diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Eu mă scriu, da. E chemat. Da, l-am chemat. La postul de poliție. Cineva și vroiam să... Am zis afară, alte probleme. Vroiam în prezența dânsului. Da, bine, atunci domnul Fugeanu, să-i dăm și dumneavoastră, da? Ia cuvântul, nu știu, domnul. Aș începe cu la propune, întrebări și răspunsuri, constructive vin, ca de obicei, fără să ridicăm tonurile și dacă este posibil... Ați observat că... ce liniștită a ședința de astăzi? Fără comentarii, nu sunt comentarii, dar vreau să fac această precizare în mod special. Referitor la proiectul de hotărâri, am înțeles că la dezvoltarea comunii, solicit și țin neapărat să vă aduc la cunoștință de redeschiderea tuturor drumurilor și căilor de acces de pe teritoriul comunii.
cu asfaltare, cu proiect, ce aveți dumneavoastră, sau ce este, să fie puțin cât de cât în ordine. De aici derivă mult. Facem referire la un drum anume care ar fi închis? Sunt drumuri care sunt închise. Unul. Care nu sunt. Deci nu drumul, sunt căi de acces, ca să fiu mai explicit. Concret. Da, concret? Este unul care duce pe talpă de la pod până la păr, la magazinul ăla de sus. Este în dealul nou. De unde până unde? Păi... Îmi spune asta, sunteți mai în vârstă și mă spuneți cum a fost numărul. De numirile populare sau... la familia Butare? Unde în dealul nou? În dealul nou este, de exemplu, calea de acces nu-i reamenajată, ca să nu aia care duce la Stoian, zis. Cum la Matei. De la Calul Balan? Nu, de la Apostol. De la Apostol la deal. Ba la strate, e pus în lăție de făcut tot. Nu, dar e închis acolo accesul la pădure. Nu, mă, plus acolo, închis. Da. Cu cine și cu de la strada mai la deal n-a da, acolo cine să... Dar de ce să-l închid? Dar nu-i închis. Ba da, este pus gard acolo. O fi pus asta poate bordeană. Poate, nu știu. N-am mai pus. Dar e acolo. Deci era cărare, nu cărare, era drum, se circula cu căruțele, se circula cu tractorul, se circula... Ăla e via trecută. Da, dar de la mine, la vii până acolo, jos în părău, era drum. Da, dar acum nu mai ies. Am înțeles că... Păi, tu adevărat, nu sunt știa dacă ies sau nu ies. Cineva sau nu trebuie să cu cele tine? Eu vă spun că am fost și știți. Să mai poate coborăm părău că e... Eu spun de-a mea reamenajat, dacă nu altfel. Tot au bătut pe un mals? E la pârâu... Dar cu ce face legătura drumul ăla și vreți accesul? Cu izlazul și cu pădurea. E logic să fie, dacă fost tot timpul deschis. Tot dar este în hartă. Dar ce nu-l închis? Este în pus, este... Dacă o săptămână am putut. Faptul că bătut pârâu e foarte abrupt. Bine, acolo jos. Da, acolo, până jos, dar până acolo cum? Ce intri? Nu a fost chiar așa, mergea cu căruțele. Păi se mergea, că tata meu sunt tatăl lui, aveam acolo via și eu și nu el. Nu numai ei, toată lumea avea acces la păduri și la izlaz. Ca da, să... da. Inclusiv toată lumea avea acces. Erau doar, își peste mergi pe dreapta. Erau, dar acum n-au mai făcut oameni. Ce am înțeles acum, vin porci mistreți. De acolo, tot în spate, nu mai să rezolvăm problema. Cred că lumea e bănuiesc cu de acolo. V-am rugat dacă nu vă puteți în curte, știi? Să intri la el în curte, să mergi la bate. De la Mordeanu acolo. Deci am avut rugămintea. Dar pentru ce am făcut șanțul acolo? Nu știu, dar ce situația? Deci de la Mordeanu la deasupra, via lui Janaro sus. Deci vă rog din suflet, mă lăsați să termin cuvântul. Deci al treilea este drumul care duce de la Munteanu iar pe Nimaș la accesul proprietarilor. Deci asta vorbim noi. Păi da, dacă nu mă lăsați să spun, spuneți dumneavoastră. Deci acel drum s-a făcut pe proprietatea inclusiv a tatălui meu. Deci nu s-a mai respectat drumul vechi. S-a tăiat jumătate din bucata care a fost al lui, să-i spunem pe porecă, cu multă știi, zdrânul. A vândut-o, a pădurat, revenit. Și e tăiat proprietatea exact în două. Nu știu cine a făcut cu tractorul, ci... De ce-i făcut? A făcut drumul, în loc să amenajeze drumul pe vechi amplasament, a trecut și jumătate neapărat. Nu mă pic, vă rog frumos, dar... O miastru nu s-a putut merge, că dacă nu trebuia să plouă și de aici. Care au proprietăți în zona aia, au văzut că acolo este casă drumul sau și s-au mușcat mai în spate. Păi stai puțin, domnul Câmpianu, domnul consilier, haideți ca să vă dau eu că știu despre ce-i vorba. Acolo era un mal foarte mare și a fost mai ușor să dărâme un mal decât să treacă pe drumul vechi. Era mult mai simplu. Al patrulea drum este drumul care duce tot de la Munteanu spre Balțata și e închis complet până în Balțata, inclusiv cu proprietăți. Care ieșea la...
Deci, accesul în Balțata erau pe două drumuri. Da, acolo au proprietăți, nu știu ce cu poate. Nu e carare, nu e chestiune. Carare sau drumuri. Așa îi spunea carare. Crescut așa. Nu se carare. Acolo era carare. Era drumuri. Era drumuri. Nu e așa. Era drumuri. Am o rugăminte la dumneavoastră și am venit de la început cu acea rugăminte. Lăsați-mă să îmi termin. Domnul consilier, vă rog din suflet, eu nu am intervenit în nicăieri, vă rog din suflet, ascultați. Da, haide, zice domnul. Deci acel drum era cale de acces în Balțata, la păduri, la proprietăți, peste tot. Este închis complet. Și ăsta de jos și cel de jos? Ăla de jos l-a reamenajat chipier, ăsta de jos, care era de la zisa Alboi, la Câmpianu, ducea la deal, ca să fiu explicit, și se întâlnea cu ăla sus în deal la costură. L-a reamenajat pe partea asta. Nu se pomentează. Este cal de acces. Dar calea de acces acolo, care ducea în Balțata și aveam toată lumea cale de acces la proprietăți, s-a închis. Eu așa-l văd, închis. Nu e închis. Nu e închis, dar unii n-au închis. Ce s-a întâmplat? Eu trec mereu pe acolo, cu piciorul, nu cu căruța. Da. Cu bălărinii? Atât de mult au crecut rugi, spinii, aia, nu mai curăța nimeni. Nu mai... Și eu ce-am rugat acum? Să se reamenajez, să le deschidă drumul. Da, dar asta a fost. Avem mai trebuie fiecare proprietar care are pământul în zona lui, din forță mai ales. Începând cu maghiarul și așa, foarte multe părloage, foarte multe părloage, locul lăsat, părăsit, nu-i muncit. Pe stânga este asta, femeia asta lumăță care stă lângă la cișmea. Deci eu în sus nu mai pot lua, nu mai sunt vii. Trecut în domeniul public, noi nu putem interveni pe drumul. Dar este drum public ăla. Nu este trecut în domeniul public, vă spun sigur, vă arăt monitor oficial, vă trăia de guvern care este. Irina, deci... aduc harta și o să vedeți că aparțin drumuri. A, drumuri, da. Deci, noi acest pentru proprietăți, dar nu drumul de sport. Da. Da. Drumul de exploatare, așa s-au schimbat multe și pe teren, pe câmp. Au și dispărut. Sau și o parte au dispărut. Drumul de exploatare agricole. Eu am fost eu cu căruța acum pe drumul ăla, pe care are bănțății. Am fost eu. Bun. Personal. Nu, acum eu am venit doar cu personal. Am spus că faci propuneri constructive, da? Bună ziua. Un pic. Hai să termini, domnule. Deci am zis că vin cu propuneri constructive. A doua problemă este cu canalizarea asta. Bine, și vis-a-vis de drumul, cine te primăria sau proprietarea drepturii, atenționați? Părerea mea este, da. Cele care sunt pe hartă, să ocupe primăria și să le redeschidă. Iar cele care spuneți că nu sunt cuprinți în hartă și așa, anunțați proprietari, de comun acord toată lumea, eu știu, plătești un tractor, ceva, să facă acolo. Eu oricum, acolo, la proprietatea unei mari tata, e un chit. Să vedem cine strică gardă. Drumul ăla care el spune, în special ăla care duce spre pădure, de la Muntean, spre pădure, ăla, într-adevăr, trebuie făcut unde a fost. Pentru că la mine, la fratele, acolo ne-am împărțit noi via. Mai are puțin și intră prin vie după aia. La Muntean. La Muntean. Pentru că ocolesc căruțile când vin cu lemnele da. În sus. Ăla e drum. Groapa și aia, că l-au lăsat și s-au umălit acolo. Dar nici bufietul nu este trecută. Și ei se urcă tot mai... O devia, o devia, s-o trebuie cu plăcerea mea. Ar fi trecut, că el apărea ca și drum, dar el nu este trecut în domeniul public. Nu a fost postulat, nu a fost să fie de proprietățile private. Deci este adevărat și ce spuneți dumneavoastră, da, știu. Am înțeles. Uzul a fost făcut din comuna Nicolae Bălcescu. Pardon. Nu a fost, a fost în 2009, când eram noi, primărie, nu a fost Nicolae Bălcescu. Deci întâi a fost făcut de ei. Bun, și după aia a venit aici, aici, aici și nu, nu s-a ținut nu cont, probabil, sau n-au fost contul, știu eu, înființat. Noi în 2019, este valabil până în 2019, dacă eu știu. Este valabil până în 2019. Cine trebuie să verifici statul compartimentului drumului? Da, dar nu trebuie scurtate. Deci din cauza asta s-au scurtat drumul, deci la nivel de comun. Mai bine? Am înțeles. Da. O întrebare aș avea pentru domnul Bălar.
Domnul Golar, ați făcut o prezentare pe Facebook. Domnul Șenghe, puteți vă rog atent. În care ați spus de băi, da? Da. Știți dumneavoastră situația băilor cu procesele până la capăt și dacă s-au eliminat? Așa am primit informații. Ați primit informații, ne puteți spune și nouă de la cine? De la cine trebuia. De la cine trebuia? Când ați spus nu, actualul proprietar cine este, știți? Actualul proprietar. Da. Că de-aia nici n-am vrut să scriu cine este actualul proprietar. Păi nu, păi ați scris acolo. Vă redau eu exact ce ați scris acolo. Actualul proprietar. Domnul Hugeanu, dar asta nu este o problemă strict personală. Este o pagină publică. Deci este la nivel... Nu știu dacă informarea și local problema asta. Deci numai un pic, dacă m-a ascultat să termin cuvântul și după aia... Eu nu intervenit, da? Ați scris acolo, în aia, fraticid, da? Da. Mi-ai explicat și nouă ce înseamnă? Eu vă consider un frate, având în vedere că avem același sânge. Suntem mama de aici, dumneavoastră aveți părinții de aici și am zis că suntem frați. Domnul... Și dacă ne-am certat în dispute politice, am zis că ăsta este fratricidul. În momentul în care doi frați se ceartă și se urăsc, înseamnă fratricid. În timp de război, este momentul când tragi cu rachete și cu bombe asupra trupelor proprii. Deci eu vă ca să vă dau exact ca în Ministerul Apărării. La noi aici în comun am considerat că suntem într-o familie mare care trebuie să țină la ceilalți cetățeni, deci noi, cel puțin consilieri și oameni politici, trebuie să țină la ceilalți cetățeni. Deja am fost întrebat când vom aduce gaz metan în comună. Nu deviez, în momentul în care sunt 6 milioane de euro pe țeavă și noi stăm încă 2 ani prin procese, așteptând să finalizeze proces, eu m-am bucurat când am auzit că este finalizat procesul și atât. N-am dat număr de înregistrare, hotărârea Consiliului din data de... Nu deviați discuția cu gazul metan altul. Păi cum? Adică este singurul investitor din comună care poate să aducă gaz metan. Altcineva nu poate aduce. Cine poate să aducă băile? Doar băile, pentru că vor funcționa 12 luni pe an și vor avea nevoie de gaz. Următoarea întrebare. Știți cine este proprietar? Nu mă opic. Știți cine este? Da, dar nu poate fără o societate comercială. Pentru, dacă nu avem un mare consumator, orice... Orice... Domnul Bălan. Nu vine. Știți cine este actualul proprietar la voi? Este o persoană fizică. Și atunci ce legătură are persoana fizică cu episcopia? Am scris o episcopie, am spus o persoană fizică, n-am spus episcopia. Episcopia nu m-am întrebat atât ce este. Am spus cali... actualul proprietar. Da, și acum termin ca să... Deci cali de acces, căi care poate interveni de atac la așa ceva, mai sunt. Nu s-a terminat. În primul rând, la acest proces, noi am mai avut un proces și vreau să anunț public și eu la toate persoanele din sat îi spun și sunt realist și așa voi spune. S-a mai pierdut un proces în care am plătit vreo 20 de milioane, nu-i niciun fel de problemă, n-am cerut nici de la primărie, nici de la dumneata. Iar ca să spui spatele și să aduni, să influențezi pe celelalte persoane, că așa ați procedat acum prin Facebook-ul. Dați-mă judecat. Eu am toate documentele de proprietate ale episcopiei. Deci eu am vorbit în baza documentelor pe care le am și acum acasă. Veniți pe la mine și vi le prezint. Dar mai înainte de cea de persoană fizică. Păi, în timp a fost cedat dreptul de proprietate unei persoane fizice. În timp. Dar eu din 1929 vorbesc de titlul de proprietate. Ca să nu sărim peste asta, fraticid, cum spuneți dumneavoastră, știți ce înseamnă? Eu am scos. Înseamnă... Nu, scoateți și dumneavoastră, luați la 14 ani. Deci placele de informare sunt valabile pentru toată lumea. Scrie crimă, domnul Valar? Da. Scrie, da? Da. Dumneavoastră a doua oară ne-ați jignit comunitatea. Eu sunt poet și am spus-o în sens metaforic. În sens metaforic? Dar nu sunteți poet, vă fac. Dar n-are nimic. Dar n-a murit nimeni. A venit cineva, a murit cineva la sărat, dar nu a procedat. Ce tu vorbiți aici, Iurea? Cum să vorbesc, Iurea? Când ne-ați jignit a doua oară. Pe cine? Pe comunitatea sărată. Păi am primit mulțumiri și like-uri și comentarii pozitive. Numai comentarii pozitive au fost acolo. Ați fost pozitivi pentru că oamenii nu sunt informați. Dar acei oameni când acum ai jigniți dumneavoastră pe oameni. Păi nu. Cum nu sunt informați? Păi n-au fost informați de dumneavoastră, i-ați desinformat.
luptați pentru o cauză pierdută. Trebuie să fiți conștient. Cereți-vă scuze sărățienilor pentru că au întârziat investițiile 2, 3, 4 ani. Care domnul Bălan, care le-a dus dumneavoastră în Italia și a venit înapoi cu... Cu ce? Cu băcele? Cu ce? Cu gențele de bani. De unde? Domnul Bălan, am fost într-un schimb de experiență să știți că știm pozitivă. Toate. Nu chiar dacă credeți că v-ați ascuns, le știm. Le cunoașteți. Exemplu, la primăria din Cercenați, când se naște un copil, se afișează la primărie după 2-3 luni poza copilului. Și eu am afișat pozele copilului pe strada pitorească. Dacă am greșit, vă rog să mă scuzați. Mulțumesc. La primărie nu avem atâția pereți ca să punem pozele copilului. Ca poet faceți față. Da, dar ca cetățean al comunii n-ați făcut nimic. Aveți nevoie de poeți. Nu, ca poet faceți față. Dacă cetățean al comunii n-ați făcut nimic, așa că... Corect. Dar ca cetățean al comunii n-ați făcut nimic decât ați adus de servicii și ură între cetățeni. Și dovedesc prin ceea ce spun. Dumneavoastră, dacă noi suntem criminali, așa cum spune cuvântul... Împinge de multe ori mai înainte cu pas față de realitate și de aici. Căutați-vă cuvintele când scrieți așa, că nu spune nimeni să nu scrieți, să nu faceți informări. Dar exact ce trebuie, nu ce nu trebuie. Ca un comunist. Nu un comunist, domnul meu. Dacă noi aia 50 de oameni sau 60 când suntem pe tabelul ăla, suntem criminali, că am intervenit la o societate. Domnul meu, deci avem exact ce ați dat acolo. Da, nu am șters, nici nu o să șterg. Și altceva, dacă chiar vă rog să ștergeți. E extraordinar. Chiar vă rog. Bine, nu. Sunt administrator și fără. Da, faceți și doresc. Dacă aveți căi de atac în justiție... Avem grijă. Să nu credeți că suntem chiar proști, așa cum ne-ați considerat dumneavoastră, sau că mâncăm rădăcini de copaci. Hai, domnule, iar dezgropăm, mai e păi nu dezgropăm, dacă ne-ați jignit a doua oară, domnule. Poate nu ne-a dat te consider jignit, da. Și acum să vă spun referitor la proiect. Când toată lumea cere să fim acolo, că am propus acea clădire să nu fie dărâmată și să fie trecut în patrimoniul Consiliul Popular al Comunii Sărata, era acum satisfăcător pentru toată lumea acolo, acel spațiu. Când spațiile de unii au fost clădirea făcută, pe terenul lor putea să facă 70.000 de clădiri la deal. N-au făcut, au dărâmat-o. Nelegal. Erau pericol de lume. Nelegal, n-au dărâmat-o. Am chemat la negocieri când acel proprietar a venit, am martori aici, sunt trei de așa. Bă. Au venit și ne-a jignit. Exact a treia oară ne-a jignit și acel domn. Păi asta este. Și atunci dumneata, de ce vii și spui și influențezi oamenii că nu avem dreptul? Mai întreb o treabă. Domnul secretar, ce înseamnă comunitate? Am spus constructiv, întreb. Poftim? Vreți definiția exactă? Da, dacă se poate. Opinia mea. Da. Cum doriți dumneavoastră? Pentru că am dat comunitate, totalitatea populației, nu care are același... Și noi toți de aici facem parte din comunitate. Domnul Stelică, te rog frumos, lasă-ne dau un pic. Haideți ca să încheiem subiectul ăsta. Deci facem parte din comunitate noi toți? Cu siguranță. Da? Atunci părinții noștri și eu, care am participat la construirea acestor băi, am dreptul să-mi cer dreptul înapoi de acolo cu ce am participat? Păi da, dar e hotărârea justiției. Noi nu discutăm hotărârile justiției. Dar e definitivă? Păi așa scrie în document. Așa scrie? Da. Cum s-a aveți scris? Aveți dreptul de atac la instanțele superioare, inclusiv europene. Nu s-a terminat încă. Păi nu, dar vreau să vă spun dumneavoastră, pentru ce ați intervenit dumneavoastră? Pentru ce ați intervenit dumneavoastră? De ce ați intervenit dumneavoastră? Care dreptate, domnul Jean? Totdeauna să te spun pas înainte și jigniți. Ar trebui muza vesea la dumneavoastră să vă inspire și să spuneți alte lucruri. Mulțumesc, mulțumesc că faci observații, că faci parte din comunitatea noastră. Păi, nu, dar vă spun eu, comunitate. Deci totdeauna el ies în frunte și jignește, da? Fie în stânga, fie în dreapta. De abia s-au stins conflictele dintre noi, acum ați început altceva. Da, vă rugăm frumos, alt subiect, domnul Sugeanu, trece mai departe. Dacă mai aveți o altceva. Am o problemă. Da, haideți. Problema fondului funciar. Vă rog, când se poate
sau cum să ne implicăm? Care e soluția ca să terminăm o dată și cu aceste terenuri? Cu forestierul, cu agricolul, cu tot? Păi asta știți că v-am chemat în ședința de punct cu general. Eu am fost problema mea, dar eu vorbesc la nivel de comună. Păi, că s-a făcut un simplu... Local nu poate să implice problema asta. Noi suntem, eu sunt președinte, domnul secretar, păi, celelalte persoane care fac parte... Îmi cer scuze dacă am... Nu, îmi cer scuze. Domnul Ancea, ați înlocuit? Nu, absolut. Și propunerea cine face? Dar nu neapărat, noi putem merge și fără. Deci nu este neapărat să punem. Am primit de la prefectură adresa, adică nu este... Neapărat să punem în numărul de 3, 5, 7, nu, ca nu, în general. Deci poate merge fără. Da, eu am încheiat, de-aia am cerut scuze pentru că am intervenit cu această întrebare care nu poate. Am și eu o problemă. Cum se poate lua și ce se poate face cu proprietarii oilor? Pentru că ne-am săturat să muncim în fiecare vară și să nu culegem nimic. Această problemă s-a mai discutat. Păi da, dacă s-a discutat, trebuie să o și rezolvăm. Animalul, numai oile. A, animalul, dar până la urmă trebuie să omorăm animalul. Să faci, să cai, să vii toate. Eu de câte știu, sesizele au fost făcute. Păi au fost sesizele, dar nu s-au luat niciun fel de măsuri. De exemplu, ajuns de oile lui Harjă, din Bălțata până la Stoian și ne-au stricat toată via. Este normal? Muncim o vară întreagă, băgăm bani acolo. El a promis că nu va mai face nimic. Păi, dar el a promis, dar promisiune nu se ține. Ce face? Promite și jucarul duce. Atunci omorăm oile, cum nu este lege pentru el, nu trebuie să fie lege nici pentru noi. Și ne facem dreptate singuri. Deci dacă nu se mai poate. Permiteți să pot să răspund la întrebarea asta. În repetate rânduri au fost diverse sesizări al cetățenilor. În mare parte ele au fost rezolvate. Pot spune chiar și zilele trecute. Doamna Foghe și Mariana, cu diverse probleme, mi-a zis chestia asta că avea o lucernă, ultima coasă, cum se spune, o tavă, la urmă, da, pe toamnă. Personal, mi-a explicat, ea era la servici, dumneavoastră, am dus acolo, am sunat-o, doamnă, e un teren așa, unul așa, mi-a explicat, mi-am dat seama că e terenul dumneavoastră. M-am dus personal la familia Moșinoi, pentru că i-a zis, doamnă, în primul rând trebuie să aflăm exact cine a trecut pe acolo, că așa pic, e limpede, harjă, harjă. Sau cine mai era, când era jitarul sau mă rog. Dar trebuie să avem și niște dovezi concrete. Și, într-adevăr, doamna avea și dovezi concrete. I-am explicat familiei Moșinoi situația, a luat legătura cu dumneai ei. Personal am văzut că, într-adevăr, se trecuse cu turma de oi pe acolo, se duce spre locurile unde au domnul Ienachi, sau mă rog, cine au terenuri agricole și le-au recoltat, și se duc cu oile sau caprele, mă rog, se duc pe stare chiar acum să păzesc caprele ruharje sau... Și se vedea clar că a păscut. Lucerna avea, să zicem, în jur de 25 cm înălțime, putea fi cosită și folosită de proprietate. S-au înțeles, la fel s-a întâmplat și cu alte cazuri. Alte cazuri, dacă sunt tardive, nu mai avem ce face. Dumneavoastră spuneți acum, via este culeasă de o lună și ceva. S-au făcut reclamații. S-au făcut și nu s-au luat un fel de... Au fost reclamații, chiar au fost reclamații colective. Au fost chemați, da, au fost reclamații colective, domnul consilier, cum anul cunoaștere. Și în comunicarea respectivă am spus măsurile care se pot lua. Deci nu mă repet acum în ședință de Consiliu Local care sunt măsurile respective. Și eu am și martur că băieții lui Matei, cum îi chemăm noi, Stoian, i-au văzut de multe ori oile lui Harj. Eu îi zic Harj că știi da, toată lumea de aia. Nu e nicio problemă. Și i-au văzut dacă de multe ori oile și capre să... în vii la noi. Eu nu pot, că omul a spus clar. Eu nu pot să mă pun martur că era bine și mă omor noaptea în casă. Acum precizare. Păi da, e normal așa ceva. Spuneți că ați luat măsuri. Dar ce fel de măsuri? Dacă el s-a dus și vreau să de jumătate din vii. Deci inclusiv aceste infracțiuni, practic nu sunt infracțiuni. Aia. Distrugerea culturilor de către animale e o contravenție care se aplică celui, ori deținătorului impropriu, nu se poate, pentru că nu el a comis. Acel angajat. Între ghilimele spus angajat. I se aplică sancțiile prevăzute de legea 61, iar cu procesul verbal copia, cetățeanul este îndreptățit să adreseze instanții pentru despăgubiri civile. Suntem de acord cu asta, nu a păsat. Dar lipsește intenția. Nu am făcut eu codul de procedură penală și codul penal. Dumneavoastră aveți dreptate. Cu un singur amendament care vin. Eu știu că la nivel de
comună, da? De comună, primării, consiliul local, au fost pentru fiecare crescător de animale concesionat niște terenuri la care nu se respectă și se duc pe terenul oamenilor, pe proprietate personală. Aia în ce intră? Deci eu vă fac precizări exact constructive și la obiect. Deci ei când au făcut, eu am văzut acel contract și rămân surprins. Că domnul Moșinoi are concesionat are concesionat vreo 3 sau 5 prăjini maxim, poate exagerez, nu știu să vă spun în metri pătrați, că nu mai țin minte asta, în Cinizlăi. Păi eu nu l-am văzut niciodată. Eu am văzut oile azi dimineață, nu știu cui era, între case aici, așa venind din câmp, pe proprietatea, terenul oamenilor, între cele două case, Câmpianu și Șencea. Și vă spun tot eu, zice domnul... Nu, dar eu fac precizări... Deci asta e ca și discuții, polemică. Nu, eu vă spun din practica de ani, corect, de aveți dreptate. 24 de ani de când lucrez în Poliția Română. Tot ce se întâmplă aici se întâmplă practic în orice localitate, cu diverse neînțelegeri. Vreau să vă spun că o bătrână din Bacău, care are 80 ceva de ani, se duce după vreo 7 ani la proprietarul de stână, dintr-o localitate, și spune, domnul, uite că dumneavoastră împășunez slazul meu, terenul meu, în suprafață de 5.000 de metri pătrați. De vreo 7 ani, dă-mi și mie niște bani. A, dar nu de 7 ani, eu de un an de zile. Nu. Eu de un an de zile. Da, nu pot, decât îți dau 150 de lei. Doamne, dar dă-mi măcar 160, nu? S-a pus pentru 10 lei. Deci discuții față în față, cum s-ar spune. Nu în sărata. Da, dar... Dar, totodată, întreb, proprietarul, ce măsuri a luat? Dacă el vine după 7 ani și își cere o doleanță, e tardivă treaba. Și proprietarul, totodată, are dreptul și obligația să împrejmuiască proprietatea, unde să lucreze în momentul... Spre exemplu, în Sărata, sunt zeci de suprafețe de terenuri cultivate cu viță de vie lăsate în paragină. Normal că ei speculează. Dar de ce speculează? Dacă nu normal, poate am greșit. Ei speculează momentul ăsta. Păi bine, eu acum nu țin apărarea lor, să nu credeți treaba asta. Noi avem în prejmuit. Deci eu vii... În momentul când ați văzut, ați făcut reclamație. La ce spuneți dumneavoastră cu cal? Am discutat eu cu ei, vii 20 de prăjini, ca să spun în prăjini, în metri pătrați, pe Nimaș. E izlaz acum, a ros-o caprele și a fost împrejmuită cu gard. Eu vă arăt, fac precizare cu documente, ce vă spun. Nu știu ce e la Nimaș. Nu, Nimaș, nu. Teren undeva, acolo e un teren, proprietatea lui tatălui. Acolo unde ei se duc oile, toate sunt proprietate cu oamenilor. Eu vă spun, nu, vă dau exemplu, dar v-am spus că eu de la început nu erați. Aici am făcut precizări constructive. Precizări constructive. Mă duceam la Balzata, la izvor, și pe drumul unde are chiar doamna primar vie, erau doi flăcăi în mijlocul drumului, caprele toate erau în vie, am oprit mașina, dacă vreți vă fac precizări, și spun, mă băieți, dar a cui sunt caprele astea? Ale noastre. Bun, și ce faceți voi aici? Le mărginim. Păi cum le mărginim? Voi stați în drum și caprele sunt în vie? Da. Și cine v-a trimis? A cui sunteți? Al domnului Moșinoi. Mulțumesc frumos și am plecat. Dar... Ați discutat cu cetățean? Păi, eu n-aveam ce să discut, că nu era proprietatea mea, am anunțat proprietarii. Nu. Dar, nu, eu v-am dat doar ca exemplu, ca să vedeți. Știți ce mi-a spus mie doamna Moșinoi când am sunat-o și i-am spus, eu sunt în vii, lucrez la vii, oile tăi sunt toate în vii la mine. O zis, n-am decât să dau oile afară. E un răspuns? Nu, eu răspuns corect. Atunci eu n-am decât să pun o travă și să-i omor oile, că asta e unica soluție. Că nu, după ce ai să vină, să spună că i-a murit oile, lângă bucata mea. Dar n-am ce să-i fac, păi da, așa nu, așa nu. Pare foarte rău. Deja păzește 15 prăjuni din Imaș care... în adeverența agricolă, când s-o dat terenurile înapoi. Nu, dar noi plătim clar, terenuri
doamna nefolosibile. În cazul ăla, dumneavoastră sesizați autoritățile și ar trebui să existe un loc special amenajat pentru animalele găsite nespravegheate și băgate la ocol și pe aia plătit taxă de ocol prin Consiliul Local. Nu era o dată. Că sunt coercitive, de să ajungă până la anularea contractului de concesiune. Deci sunt, dacă nu se înțelege. Dar eu, vis-a-vis de ultima speță pe care am avut-o, eu am zis că s-au înțeles oamenii. Adică, și da, doamne, eu îl trimit pe ăla că n-am ce face, nu am alți oameni. Că vedeți că problema forței de muncă în România, deci e acută. Și asta eu plătesc stricăciunea. Pentru că și noi în Vechea, eu am avut închis izlazul, vă știți. Mi-a stricat izlazul când am venit, vă știți, acum câțiva ani. Și a băgat vacile acolo, țineți minte, da? Am avut o problemă. Păi când a stricat gardul, eu am fost de bună credință. Vă pot spune la mărbura. Era ciobanul cu caprele, ca să ducă la băul, le-a închis într-o proprietate la un cetățean și a mâncat toate tuile de 50 de milioane. Păi? Proprietarul nu a avut ce face, o dat banul. Trebuia să plătească? Scuze, păi, banul, pentru atunci... cel care totodată îl plătește. Deci, să deci eu vin aici cu rugămintea ca, ca și preventiv să scoamem. Bine, haideți să așa. Ați văzut când o comună o dat sechestrare de animale, dacă eu luat animale. Nu, dacă există prin Consiliul Local un spațiu special amenajat pentru ocol, pentru asta, pentru că am avut și caz, știți ce a făcut cetățeanul? I-a luat oile de pe câmp, caprele, și le-a dus acasă. S-a dus ăsta la poarta lui, s-au bătut, i-a rupt mâna la cetățean, o întreagă istorie. Păi unul a fost condamnat pentru vătămare corporală, cum... Tot... Nu, n-ai voie să iei animalul, deci este chestare de animal. E în cazul. Este legea care e animalul, de 20 ceva de ani. N-ai voie să iei animalul, el are voie să distrugă. Deci dacă ar fi un spațiu special unde să le ducă în curtea poliției, în curtea primăriei... Păi nu, trebuie să găsească primăria unul. Sunați la 1-2, vine polițistul să mâine oile, o faci și pe ciobanul de acum. Am zis că vei nu contribuie un loc în viciu sau... Dar altă problemă, nu trebuie să ce l-ați întrebat, domnule, mai rămâna. Apropo de treaba asta, dar a fost acum 2 ani, parcă a fost un proiect de hotărâri stabilit cu organizatorii de strână, cu tot teritoriul de animal, da, cu pășunea pe care o au luat-o. Un traseu bine definit. Și atunci am specificat în, la acel proiect ca tot organizatorii de strână să meargă, să poate convorbi cu proprietarii de teren de pe zona în discuții acolo. Da, am avut cunoștință, dar nu mai dar el de ce nu execută? Asta, asta e. Trebuie forțat el. Măi băieți, discută cu oameni, proprietarii de teren, cu oamenii aia plătesc la noi la primărie. Păi, dar tu ca propunere, chemați eu dat în ședință aici așa și ei, toți proprietarii. Să-l chemăm pe urmatorii de strâng, urmatorii ăștia de animale, să vină să discutăm cu ei, să vedem și opinia lor care este. Dar noi mereu ne reclamă proprietarii de teren din partea aia, cum trebuie aici. Așa, 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 păi nu... Acum bag oile și caprele și vreau să spun că retează toți butucii, toți bucurii. Nu mai citai la vii, pur și simplu primăvara nu mai citai. Ce mai dă? Da, păi numai ce, efectiv, nu îți dai seama, că eu am pățit eu. De cât îi cunosc, ei primesc niște subvenții. Păi, ei primesc subvenții? Două secunde, doamna Macea, ca să primească subvenții, întreb pentru apia de la primărie, să eliberează o adeverință, ceva? Terenul care este concesionat. Poate stipula ca măsură coercitivă în cazul în care există reclamații, distrugeri, culturi și nu sunt rezolvate cu despăgubiri cetățeni, nu sunt despăgubiți, să nu se elibereze autorizațiile în scopul obținerii datorii de față de primărie și o plătit problema este alta, dacă ei concesionează domeniul public al primăriei, statul, da, închiriază și păzesc poile pe domeniul privat. Și dar ea nu iau lucrurile, ci mai fac ei și mai expiră contractul de închiriere, da? A trecut perioada. Noi o să ne adunăm. Trebuie găsit o modalitate, câteva măsuri. Destule clauze trecute în contract. Și în momentul care am călcat să... Deci, doamna primar, ca să elimini și aceste discuții din următoarea propunere. Deci, acei crescători de animale să ne se concesioneze izlazul sau terenul în zona unde sunt ei proprietari. Sau unii primăria proprietari.
și nici de cum cel din Balțata îi dați concesionat și ia bani de la Apia din Cinizlăi și ăla din Cinizlăi este concesionat în bagnă. Le-am împărțit între ei. Le-am împărțit între ei. Și Cinizlăi, și Bagnă, și Puță, și... Deci nu numai... Aici ai piață. Domnul consilier Pupianu, nu este legal. De ce este legal împărțit și bun și rău. Și bun și Bagnă, ca să aibă și ea să cosească, să... Păi, diverse calități, o parte mai bună. Eu las și categorii bună și mai puțin bună și... Apropo de asta, v-ați convins acum că este arat în Bagnă? Nu, dar o înființată înapoi, cultură. Ce cultură înființată? Doamne, este din Lucernă, iar ce o înființat, domnul Câmpianu? Păi am văzut că e înființat, dar nu e arătură de... Hai să mergem, eu vreau să mergem cu toți consilierii și acum putem merge acolo, zicem, care este mai de bază, aia care este înființată sau care nu este înființată și își numai bălării acolo. Eu vreau să, chiar vreau să mă gândeam să mergem care este de acord să mergem. Bălăriile alea și l-a lăsat domnul Câmpianu, cine le-ați avut până acum, a spus? Păi caută să aducă Pășurea și Izaz, îl aducă la o stare foarte bună. Ascuns. Păi atât nu poate, domnul Munceanu, nu poate să aducă, Izlazul nu poate să-l aducă, deci Izlazul nu poate să-l aducă într-o stare foarte bună, bună, până nu cu nuară și înființați la altă cultură, din tot din specie, din pășune, din Izlaz, de astea. Și cu asta unde a fost porumb și aia, cine a disfinț, cine a folosit terierul Izlazul până acum? Nu știu, acum, hai să eu nu știu unde vine hatul, hotarul, să poate măsurătoarea. Eu am mai făcut o propunere în continuu, să poate reveni înapoi la hotar. Păi nu a fost discuția, doar ați fost la ședință cu difonsul, nu așa v-ați pus la discuție. Da, dar având în vedere că suntem pe ultimul an când dar eu vreau să mergem, eu vreau să mergem. Hai să mergem. Când se termină, nu când se termină, și acum putem merge. Atunci avem o discuție. Dar noi putem merge acum că sunt bălăriile. Și unii au fost bălării, unii sunt bălării și unii înființată cultura asta. Să vedem care este mai de calitate. Păi tocmai, și așa e în ultimul an. Asta acum, eu nu mai am nimic, eu dar până am mult ce folosit. Ceea ce au făcut, îți spui eu că nu au făcut nimic rău. Și ar fi bine să facă cu bucățele în fiecare an câte o bucățe. Păi și atunci de ce se ceartă oamenii pentru Izlaz? Exemplul ăsta poate fi asta dat Izlazul la primării, nu în Izlazul oamenilor. Unde crescuse, nu s-au mai băgat bovinele și crescuse bălării de 2 metri. Și dacă s-o duce cineva și cine are obligația, domnul Hugeanu, acum... Cine a avut concesiuni pe el. Nu, dar nu, Izlazul de Vâlvășie. Toți care au Izlazul de Vâlvășie aveau obligația să întrețină acel Izlaz. Așa, dacă căutăm cuiul pe piele, nu căutăm cuiul, căutăm să fie gol. Dar dacă nu-l ai, nu ți-l-o dat în proprietate. V-am zis, eu chiar aș vrea să-mi iau. Terminăm odată cu Izlazul, cu Izlazul nu o să terminăm niciodată și cu concesionarea. Mai aveți, așa, dacă nu știu să vreau 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 pentru domnii care sunt deținători de animale, să treci mai multe măsuri acolo, clauze în care și poate fi tras la răspundere, să meargă până la rezilierea contractului și atunci să vedem unde o să poată pășunai dumnealor animale dacă se retrage concesionarea. La sesizările mai multor cetățeni și nerespectarea obligațiilor pe care le au, să ajungă la retragerea concesiunii. Cum sunt din astea? Și atunci vă spun că... Întreținere pentru tăiatul schimbului. Întreținere, de întreținută, vă spun eu, dacă v-ați ducat în întreținere, sesizate de consilieri, la următorul contract să vină și domnii consilieri și să spună fiecare cu ce a fost bine și ce nu a fost bine. Să fie chemați atunci și să facă la concesiune, să facă o ședință publică, să fie chemați cetățenii comune, să discute și dumneavoastră, dumneavoastră. Cum era întotdeauna. Păi tocmai, și atunci, să avem o întâlnire face-to-face. Păi așa e simplu. Îi se atribuie concesiunea pe el, nu-l mai interesează, el, ei, mă rog, și după aia cine? Cetățenii vin la primărie, la poliție, și nu ne rămâne decât să umblăm noi pe dealuri după capre. Da. Da. Domnul Ciuti, o întrebare la primărie. Via Ciuti este concesionat. Hai să terminăm cu Via Ciuti. Nu un pic ca să terminăm cu Izlaz. Este trecut în proprietatea primăriei sau e în proprietatea cui? O parte din ea este și privat și... Păi public, al comunii. Păi privat cu bani, aia a fost livadă cândva, dacă vreți să faci dovadă. Și n-a fost niciodată privat. A fost din moșia lui Anton Fodor. Cum a fost privat? Așa este trebuit unde?
Păi aia vreau să vă spun, via Ciutii a fost livadă și sunt trei beciuri care nu le-au scos nimeni piatra de acolo. Cel puțin două le știu ca pe tatăl nostru, când jucam în ele. Acum mai sunt doi copaci, dacă mai sunt în toată livada aia până în culță. Și aia cred că trebuia să treacă în proprietatea primăriei, nici de cum privat. Dar dacă e trecut în titlul de proprietate, noi ce putem face acum în momentul ăsta? Nu cred că poate fi. Nu are cum să fie dacă aia n-a fost niciodată. Păi și-o primărie. Păi și-o făcut titlul de proprietate. Nu, nu, nu. Nu, mi se pare că e și concesionat. E concesionat. Nu, este închiriat. Da, e de problemă. Asta a dat cu Islavul. Gata, aici sunt proiectul, că stăm până mâine și nu împărțim eu Islavul. Eu am o întrebare. Hai de termină, Geanu. Doamna Sandu așteaptă. Să-i pun o întrebare domnului Kim și apoi ce vreau să spun problema câinilor. Avem o grămadă de plângeri, reclamații cu câinii cu stăpâni. Cu stăpâni, lăsați liber. Sau îți lăsați liber și ziua, dar în specialitate. Chiar problema asta vreau să ridic. Așa. Noi avem proiect. Mingea la fileu. Nu, avem proiect. Trebuie în... Deci, din câte îi cunosc, este o lege în vigoare prin care orice proprietar deținător de canin este obligat să îl crotaleze, nu? Da, să-i pună chip. Crotalez la celălalt categorie. Da. Câți proprietari, deținători, sunt în sărata care și au... Care au bine înregistrați? Da, au sunt totuși, a fost medicul prin spune. Sat, au chipuri, dar sunt o parte care să știu, au stăpân câinii ăia. De exemplu, acum avem reclamații pentru câinii care o vor rupe aici, intră în grădini, rup găini, câini... Rup gardul, ce gardul. Din gardul, să știi. Deci, ultima dată, mi-amintesc că am dat o sancțiune contravențională la un băiat bârsan. Știți ce a spus? Dar a trebuit să iau vreo două declarații ca să mă asigur că e câinile lui. Da. Pentru că așa e simplu, nu-i câinile meu. Vă spun că și în curte la mine, la poliție, dacă veniți, de multe ori, mi-au sărit câini și să mă rămuște. Deci sunt câini comunitari, da, vin, sunt câini comunitari, foarte mulți câini comunitari care se pot confunda și cu proprietarilor, nu contează lucrul ăsta, pentru că am mai avut o discuție cu un cetățean, la fel că ar fi un câine de-al lui, însă ar trebui desfășurat o acțiune. Asta. Toți câinii, dar aici implică costuri, mers la fiecare, se face o comisie cu medic veterinar, cu tot ce ține. Asta la fiecare proprietar deținător, câi în lanț, câi în cușcă, văzut care are, care nu are, luate măsuri să fie adus în legalitate. Și după aia vedem problema câinilor comunitare. Câinii jale și la școală. Este. La școală sunt o vină o mulțime de câini. Și copiii când iese sau când intră, da, sunt șerii, da, copiii de câinii. Și aici au stăpâni, câinii ăia au stăpâni. Dar le dă drumul noaptea, dimineața nu se duc acasă. La fel, dar... Păi înseamnă că-s toată ziua. Eu am pus acum la care să facă reclamații la dumneavoastră pe nume. Deci aici se poate interveni cu următoarea propunere. Nu, sunt reclamații. Lăsați-mi, domnului, chem să ne răspund. În momentul când la cetățeanul, probabil v-a adus la cunoștință sau știți dumneavoastră. Da, nu, eu... Acum nu ascundem lucrul ăsta. Dacă a fost sunat, nu am venit, domnule, ai o problemă aici, strict. Ferească Dumnezeu, sunt plecat sau sunt în afara orilor de program și nu pot să ajung atunci, pe moment, nu? Poate fiecare are... Le-a fost mai ușor să vină la mine aseară decât să meargă la... Anunțe, domnule, cetățeanul X sunt... Și să facă sesizare scrisă. Popescu Ior, la mine câinile vecini nu vine în fața porții tot... Timpul mă latră, mă mușcă. Le-au urât câinile lor acum, la altă seară. Am avut cât alb acasă la o bătrânică de platou ăla, cum zice, pe baltă. Dumnezeu să ierte, murit. Câinii nu tal. Omul înțeles, eu plătit. Mai mult de atâta ce puteam face? Sancțiune pentru nesupraveghere. Și domnule câini, uitați, am garduri de jur împrejur. Mi-au sărit câinile. Eu mâncat 5 păsări. Le-am plătit, asta e situația. Când auzi chestii de genul ăsta... Dar și domnul Vitu chiar nu-i primarie. Deci să legeți ce se întâmplă, ori le dă drumul. Are unul dezlegat și unul legat. Și ăla dezlegat.
Da. Intenționali dă drumul să plinde pe drum. Și să nu discutăm real faptul care e. Așa. Dar ca să elimine asta, părerea mea este la nivel de comună, a fost înființat un dispensar veterinar odată, acum nu mai este. Ca drept dovadă, fac dovadă eu, am găsit în poarta această rătie și am stat de la ora 7 dimineața până seara când s-a întunecat acasă și n-a venit nimeni. Când am intervenit a doua zi la telefon, la numărul ăsta, a spus, domnule, dar noi am pus în gard. Și zic, eu am stat, eu personal, am stat în ziua respectivă, că am și eu câini, am și eu păsări, și n-a venit nimeni. Și zic, spuneți-mi ora care a trecut. Și am întrebat și vecinii, am întrebat și nu a trecut. Atunci eu întreb și vreau să fac precizare. Indiferent, nu știu cum s-a dus, cum nu s-a dus acest dispensar veterinar, care a fost făcut tot cu acordul nostru, dintre care fac și eu parte pe cele patru prăjini, unde a fost acolo reamenajat, dar nu mai duc să că l-am lăsat în folosul comunității și cum s-a dus și cum s-a vândut, hai să înființăm altul. Dacă ăla s-a dus, s-a vândut, s-a luat sau nu știu ce s-a întâmplat cu el. Asta deja este altă problemă, altă problemă pe care o adresat domnului Ichin. Dacă îmi permite să mai continui un pic pe tema asta, doamna primar, cred că știi destul, am avut timp discuții pe tema câinilor. Dacă ar fi bani la buget și s-ar aloca măcar de acum încolo bani pentru o firmă de carisaj, ar fi indicat inclusiv pe timp de noapte, venit, prinși câinii, duși la adăpostul respectiv și atunci, exact cum a spus dumneavoastră cu vecinul, dacă are un câine care a investit în el, nu își permite să-l lase acolo. Și atunci, să iau și măsuri, va plăti și taxa respectivă și toate astea. Da. Deci, să vedem așa să facem un adăpost unde să îi ținem pe acești câini. Asta au fost în discuție cu care l-am purtat. Pentru adăpost, cu două persoane aflate în da? Problemă. Deci, dacă nu a fost o firmă de care să așa, că eu tot mă chinui să caut. Dacă să facă de primărie sau de cineva de la asta, am avut 20-30 de discuții. Tot am discutat. Nu este la mine. Decursul timpului. Domnul Ichin, dacă ați să facă la nivel de primărie de aici, așa, să stabilească un om, să facă, îi plătesc eu acele afișe și le pun eu, îmi permite să le pun, să anunț prin toată comuna, să aibă grijă de animale, să nu mai fie lăsate liberi. Proprietari. Dar ei sunt obligați prin lege, domnul Bugeanu. Păi da. Exact ca și regulile de circulație. Păi ca să nu fiecare cetățean nu, nu, ca să nu mai zic că poți scăpat câinii. Cunoaște regulile de circulație, domnul, ca să ne extindem la discuții. Și e bine lucrul ăsta. Discuțiile sunt constructive totdeauna, chiar dacă sunt și în contradicție. Domnul Schengen spunea că, domnule, cum ar veni de la poliție, da? Vin cu viteză și nu dau prioritate. Este indicator ce cedează trecerea, cel care comite abaterea, rămâne și fără permis. Ferească Dumnezeu, se întâmplă și alte istorie. Când a obținut permisul de conducere, când a obținut permisul de conducere, a învățat pentru a obține acel permis. De la 22 de puncte, la 26. Am dat o testare. În ordonanța de guvern 195/2002 și HG1396/2001 din 2006, spune destul de clar, nu? Conducătorii auto în localități au obligația să circule cu 30, respectiv 50 la oră în cazul în care întâlnesc turme de animale. Coloane, tot felul, mașini, sunt multe lucruri stipulate în votărâri și în ordonații care trebuie să respecte conducătorii auto. Eu am zis în ideea în care, adică să... Acolo se face, face o presemnalizare. Plăcuții suplimentarii, adiționale, care e procedura, adică e și legal. Dacă l-ai anunțat prin afișare, automat ai și posibilitate să tragi la răspundere. Faptul că nu este asfaltat drumul județean, el fie pe asfalt, e sigur că ăla e drumul. Dar 99% din conducătorii, 99% din deținătorii... Aveți nevoie de ea? Autoturism. Da? Deci am o duc să duc. Procesori de permisie și care vizitează comuna sunt de comun.
Nu știu destul de clar că acela este drum județean și ăla altul este drum comunal. Indicatorul de cedează. Este indicatorul de cedează. I-am zis să mai facem ceva suplimentar. Poate facem. Apropo de semne. Apropo de semne. Doamna primar poate să facă o surietare și mai facă... Stopul ăsta ce e semnificația? Bine, surietare, semnificație de discuție. Domnul semnificație, domnul am un probleme care poate să-l adreseze. Haideți pe rând care a fost cu doamna Secaru. Am înțeles că au fost acolo niște probleme. Dar să spuneți că noi să facem să mai venim în completare cu niște semne de circulație. Dar dacă are cedează trecerea, e logic. Toți suntem posesori de permis de conducere. Da, toți conducem pe drumul patru. Vedem indicatorul, parcatorul auto. Este vorba de alte este... locații, domnule Ghiu. Unde? Acolo este unde parcat de... pe da, sens unic. Deci la calul lui Bălan, mai sus de calul lui Bălan. Dar nu a fost domnul Ichim acolo în zonă atunci? Nu, că era... S-a dus cu mașina în șanț, cu cât Ialu Haidău parchează chiar pe marginea acolo. Deci erau două mașini parcate pe carosabil. Eu am intrat pe un pod. Pe drumurile cu sens unic, legea spune că conducătorul auto poate opri și pe partea stângă și pe dreapta. Să nu curge. Cât mai aproape, să nu stângă, exact. Cât mai aproape de... Acolo este o problemă și problema e de când s-a asfaltat. Și sunt mai multe probleme în comună, pentru că drumurile sunt asfaltate în marea lor majoritate și, mă repet, cu ani în urmă ziceam doamne primar, felicitări că reușiți să asfaltați, dar odată cu asfaltarea vor interveni și probleme. Păi de ce? Viteză, nu mai își menajează mașinile pentru că mergeau pe drum de piană, conduceau mai încetul. Acum fiecare conducător auto e tentat să conducă mai cu viteză. Pentru că drumul permite așa să rulezi cu o viteză mai mare. Mă repet, în localități unde sunt probleme, se circulă cu o viteză redusă până la 30. În afara localităților, cu o viteză redusă până la 50. Păi credeți că acolo... La trecerea pe... Da, putem pune un de oprire interzisă, dar putem avea o mare surpriză, cum am avut cu oglinda, și într-o noapte se dispară. Nu e niciun secret, știți că aici era aplasată o oglindă, da, a dispărut într-o noapte. Local, îl identificăm, spunem gata, da, aici avem o... Da, fiecare proprietar are... Unic interzisă. Are curte. Trebuie să avem avizul de la poliția rutieră. Poliția rutieră, exact. Pentru un aviz și ne-a dat avizul negativ. Întrucât nu a fost un proiectant care să ne facă un proiect tehnic. Păi toate se fac, spre exemplu, ultimele două zile am fost la două bilanțuri, la 9 luni. Noi facem la... lunar, trimestru, semestru, 9 luni, un an. Am fost și cu Poliția Municipiului și cu Poliția Județului. Și ieri, colegul nostru de la județ care se ocupă pe pază și protecție în serviciu, este o hotărâre de guvern care e dată limită iulie 2018. Orice societate comercială trebuie să aibă montate sisteme de alarmare și toate astea. Am ridicat problema. Zic, domnule, discuțiile astea și problemele de când au început furtul din anii 95-97 și tot am căutat ca proprietarii să-i informăm. Au montat tot felul de camere de supraveghere, alarme. Zice, nu, conform legii care a apărut, trebuie solicitat avizul tehnic la o persoană autorizată. Vine, face o evaluare de risc, în baza acelei evaluări de risc se montează sistem de alarmare, sistem de alarmare, camere de supraveghere, numai în baza unui analize de risc. Da. La fel se face și cu aceste indicatoare. Aceste în baza unei evaluări făcute de un expert auto, nu este recepția, nu vine și își pune cuvântul. Și în baza la acea evaluare, primăria, administratorul drumului, că e primăria, că e consiliul județean sau drumul județene, că aici suntem transitați și drumul județene, în partea elaltă drumul european, se face... Semnalizare. Da. Așa... La problema este că în permanență, de când s-a dat în înființare drumul ăsta s-a asfaltat, numai și numai cu aceste două persoane sunt drumul. Deci mie personal mi s-a întâmplat, am urcat, am rulat, am adus lui Buta,
ei erau mereu. Dacă mergem acum, iar eu când am rulat, am găsit înapoi. Găsim la autoturism, vă spun clar. Eu am dat înapoi mașalier, i-am ferit lui mașina, ca să nu o lovesc, să nu-i lovesc mașina lui. Am rulat și în momentul când am rulat și am revenit să mă duc pe sens unic, să plec de acolo, dracu l-a dat șansă. Pentru că eu am ferit lui mașina să nu-i poți, să nu-i îmboțesc. Suntem inevitabili. Deci, suntem conducători auto, suntem supuși. Corect. În primul rând, deci, asta este mult mai la vale. Deci, în permanență, în aceeași zi. Eu vă spun că am chemat. Noi nu avem pârghii ca să facem, să rezolvăm ceva la nivel de Constituție. Luăm codul rutier și dacă dumneavoastră găsiți un articol din lege, eu personal îi dau amendă. Atunci facem fiecare ce vreau să aici acum. În fața proprietății lui, atrage cât mai aproape. Și ca drept dovadă să-mi spuneți că țin apărarea, a circulat cu viteză, nu pot spun că era băut, n-a adaptat viteza la condițiile de drum. În curbă la stânga, la pod a intrat cu Mercedes de 35.000 de euro 40 valoare, l-a variat, a venit după 48 de ore, i-a luat permisul de conducere. Pilot, aviator, indiferent ce este, nu ai ce face ei, aplici legea. Problema asta și domnul Șenchea la ședință pe comisie. Eu și toată lumea care circulă pe acolo. Deci, dacă nu în primul rând, este iarnă. Acolo este, acolo este pantă. Da. Cel care urcă, cui dă stop? Clasierul unui care vine, deci se duce încolo. În zona. Eu când am văzut stopul acolo, într-adevăr, am considerat că nu este montat corespunzător. Aceste indicatoare au fost montate de către constructorul drumului în baza unui proiect avizat de poliția rutieră. Aici, înțelegeți? Dar știind că acolo e pantă. Dar proiectantul acolo a trecut în rampă, unghi, stânga se face rigolă carosabilă. În dreapta să face nu știu ce. Deci el a trecut în... Eu n-am văzut proiectul, dar logic, proiectantul trece toate astea. Și proiectatea are cel care urcă. Da, dar... Conform... respecti indicatorul. Păi da, de acum facem și cursul de legislație rutieră. Nu, de-aia ce respectați? Indicatorul sau semnalul mai de-aia am precizare pentru el, constructor. Trebuia să știi lucrul ăsta, că nu poate să pune indicatorul. Deci, orice conducător auto a obținut un permis în baza unui examen. Corect. Are permis, este obligat să cunoască regulile. Păi da, dar acel indicator este... respect. Nu știu, pe părerea mea, că e în rampă. Nu poți să oprești acolo, să dai prioritate la ăla care... vine dinspre, din dreapta dinspre biserică, dinspre neamire. Ar fi indicat ca acel indicator stop, domnul Hugean, ar fi indicat să fie în partea dreaptă, opus, cum se vine de la neamire. Să trece... Și acolo să fie stopul, pentru că cel care urcă unde e stopul acum face stânga, că-i sens unic, și nu știi că are prioritate, are celălalt stop. Ăla dacă nu respectă stopul și intră, pentru că acum, sincer, nouă ca polițiști ne vine mai ușor cu semnele respective decât înainte, pentru că înainte nu prea știam exact drumul prioritar, secundar, cine are prioritate, să lua regula de dreapta. Dar nici la biserică n-are drumul prioritar. La fel, acum legiuitorul a dat dreptul. Ești la biserică, că porțiunea aia de la coșerarul în 24 de ore se prezintă la poliție, se declară evenimentul rutier. Totodată a dat dreptul amiabilul. Deci amiabil, simplu, a fost o speță că a venit ieri la tot la așa, a venit șeful serviciului poliției rutiere, domnul Aurelian Nădejde, comisar șef. Și spune felul următor, un coleg din teritoriu, că sunt el și el cazuri. Lumea este informată, are acces la media, la toate Facebook, mă rog, Instagram, ce mai sunt de informare și vine destul documentată de regulă. Ce se întâmplă? Doi conducători auto sunt implicați în evenimentul rutier.
fac amiabil, nu? Se duc la firma, păi, prevede legea, amiabil. Îi permit. Tu e conducător auto, nu, nu cheamă poliția. Am avut chiar, am ajuns la fața locului și s-a împăcat. Am completat formularul A și B și merg la firma de asigurare. Alaltă ieri trebuia să era, mergeam pe sens unic, vinea din fața o mașină, era fata mașină, ce fac? Ăla să nu se tamponeze, el vinea neregulamentar, să nu se tamponeze cu noi, o făcut-o dreaptă, așa boță două mașini. Da. Două mașini. Da, și nu se ia permisul la întoarcere. Nu știa băiat. Și-o plec. Da, au plecat, au dreptul să declare. Și-o plecat. Poate întâmpla așa, să nu declare evenimentul. V-ați întrebat. Și da. S-au dus la firma de asigurare. Așa. Au căutat o chichiță cei de la firma de asigurare, că tot e până la bani. Și i-a trimis la poliție. După 3 săptămâni. Să-și spună punctul de vedere. Ce? Și a spus destul de clar. Domnule coleg, nu vă puteți spune. Întrucât nu a fost la fața locului, nu pot spune punctul de vedere. Scurți oameni. Pe cale civilă, în instanță. La ce am vrut să ajung? Cum de pe calea amiabilă, că o pleca și cu unul și altul, și pe Facebook ieri, da, că a văzut nepotul meu, ăla care a făcut accidentul, pe Mihai Viteazul, da. A fost treaba asta. Probabil era o cameră supraveghere și a filmat. Din, și cineva s-a sesizat. Are 40 de ani, era băut și fără permis de conducere. Da. Și atunci a plecat. Poțul nebunesc, nebunesc. O plecat de la locul accident. Nu, după ce-o plecat. Da, da, fost poliția. Cineva a sunat, văzut, nu l-am găsit, sunt mai multe echipaje. Mai e pe mașini, camerele care... Am fost identificat, ați văzut că s-a întâmplat și cu... Are pe mașini. Mișul respectiv, de centru de rad penitenciar pentru viol, a costat o minoră. Și-o zis și de unde? După ce a costat acea minoră, la câteva ori, o altă domnișoară de vreo 17 ani. Și a fost prins. Sunt tot felul de situații. Ar fi întrebări pe care trebuie să le adresați domnului Echim? Aveți? Eu aș pune o întrebare dacă... Cine are obligația să vadă drumurile astea și toate apele care sunt pline de gunoaie și de moluse de tot? Toată lumea, domnul Hugeanu. Toată lumea. Noi ca și cetățeni de bună credință. Păi eu că l-am văzut, mie mi s-a spus. Să, în momentul când identificăm o persoană ca aruncă sau... Producător auto, cum se mai întâmplă, vin și din Bacău de multe ori. Și câinii comunitari care de sunt, îi aduce tot de prin Bacău. Da, nu se mulțesc din viar așa, aici fraza comun. Nu, nu, nu. Ca și cetățean de bună credință, e de indicadole în ziua de votare. Și atunci, în baza unei declarații, merg, mă credeți, atunci vă dau credeți de câte ori, mă uitam, mă uitam pe la moluc, diversi grămezi de moluc, să văd, poate găsesc o factură ceva pe numele, un bilet din care rezultă că cine a aruncat. Asta este. Bun, acum, în România acum și... eu vă aduc numărul mașinii care au dus mașini întregi, tone de deșeuri, la Balțata, între Bălțăți, cum îi zicem noi acolo. Pe malul acestui pârâu care în spatele este, pe partea dreaptă, până la magazin, haideți să vedeți cam câte grămezi de gunoaie sunt și molus. Există poliția mediului. Degeaba, eu am pus întrebare. Cel mai simplu, de dat un telefon are treabă cu poliția. Nu, 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 eu am întrebat, am pus ca întrebare. Trebuie să fiți informați, tot poliția mediului se ocupă. Știu despre ce mi-am adus, dar... Alte întrebări mai aveți? Joi sau vineri noaptea, nu mai știu, reținem dacă ne-a fost sau sâmbătă, am văzut chiar s-a depozitat acolo, dar totodată era nivelat. Acum bănuiesc că... Cine demolează primește și o autorizație. Da, da, primește autorizație, dar nu există cineva care trebuie să urmărească. Eu am gândit. Mă repet, toată lumea. Bine, eu știu. Eu o să vă dau numărul. Și nu să trag la canalizare, că nu au bani să se tragă la canalizare. Astea sunt... Spuneți vecinii ca să știm, mergem. Da, deci o luăm și cu... Ola, dar poate are fosă separat. Păi dacă o dă în canal, nu, dar vezi că vezi șanțul meu. Toată mizeria lor vine cu șanțul meu. Poate, păi, ești comisie, vine la fața locului, da, dacă nu remediază, se sesizează mediul, și mediul este cel care e în măsură să aplice sancțiunea
contravențională pentru acea persoană. Păi, este bine, dar noi dacă creăm condiții. N-are, așa, ori canalizare ar foză să-și facă, exact, dar nici nu acum nu are. Dacă e canalizare, să arunează în bursa de legul. Mă, dacă nu are bani să raporteze, își face fos în curte. Deci eu mă pot să stau în canalizare. Eu îi pot să-mi impui să mă raportez la canalizare. Da, o groapă acolo, nu, dar nici nu o să dau pe drum. Dau sezere pe drum. Deci o sesizare, îi dau domnul Vici și pe drum la mediu. Supraplină echipă. Dați întrebări ca să încheiem. Sesizează mediu și mediu, credeți-mă, nu iartă. Vine cu acest stare ca în fosă. Dacă se umple tot prosul. Și dacă vine, are fosă și dacă vine mediu, îi verifică, nu are fundul betonat și toate astea. Îi dă și sancțiune și îl obligă să merge la rețea. Dar e păcat că e și fântâna lângă ei și... Dar aici mă repet, ține tot din mentalitatea omului. Ai. Eu când am venit în 2010, am găsit locuințe cu grajduri, am plasat la drumul sătesc, cu un orificiu, un oblon, și pe acolo aruncau... Mai este și acum. Mai este și acum. Și pe ce? Am căutat să le explic, le-am... Și pe ce fune făcute la gradă și tot. Să îi educăm, toți căutăm lucrul ăsta. Noi, nu, domnul Ian, nu. Inclusiv noastră, în calitate consilier, îi mai gândiliți, cum s-ar spune, între ghilimele. Îi alintați. Domnul, mai am intrat, știți, mergeți și le spuneți. Trăim în 2017. Trăim în 2017. Dar ușor, ușor, vedeți că rar. Islazul deja... Haideți să încheiem ședința, da? Dar fiind nu e popular. S-au evizat problemele de pe ordinea de zi și la subiectul diversii, declar închisă ședința Consiliului Local. Vă urez răzut. Mulțumim frumos, doamna.